ridică prima sau sora sau fratele și următorul cred că recunoaște. Haideți, eu și când glumesc vorbesc serios. Deci, da, nu. Eu vorbesc serios, deci sora v-ați ridicat, nu. Bun, haideți, sora s-a ridicat, bărbate, ți-ai necunoscut nevastă, repede, hai. Aveți Scriptura cu voi. Așa, da, ar fi bine că nu vreau să vedeau pe a mea, că nu e a mea. Bun, deschide, te rog, o să deschide și telefoanele, lăsați-le care aveți Biblia pe telefon, da? Deschideți Biblia din mână, din inimă, de pe retroproiector. Vă rog, la 2 Timotei, capitolul 3, o să începem cu versetul 1. 2 Timotei, capitolul 3. Și eu o să am rugămintea următoare. Dacă e Cornilescu, e 1170. Aici în față sunt emoții, așa e? Nu v-ați gândit din bancă că aici e mai cald. Așa e viața, da. Eu ce aș vrea? Să te rog, frate, așa, iau că e mai mare, iau de la soră, dar vezi ajutorul potrivit. Asta îmi place. Eu aș vrea dumneata să continui de unde mă opresc eu, bine? Eu citesc așa. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci bărbații vor fi. Iubitori. Nu, ține microfonul aproape și rar și apăsat. Deci bărbații vor fi. Iubitori de sine, iubitori de bani, lăudoroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea... Dă-le un sfat la fete. Depărtează-te de oamenii aceștia. De băieții aceștia. Băieții aceștia. Așa, de băieții aceștia. Nu, dar n-am zis bine. Deci știu că aici scrie oamenii vor fi. Dar întrebarea am greșit că n-am schimbat și am zis că bărbații. De ce noi suntem oameni? Spune-mi, ai înțeles toate cuvintele pe care le-ai citit? Da. Da? Poți să-mi spui și mie, spre exemplu, în versetul 4 spune că vor fi vânzători. La ce se referă? Vânzători. Ăștia care lucrează la... Nu? Înșelători. Înșelători? Deci nu ăștia care lucrează, da? Să vândă, nu? Înșelători, da? Și din versetul 3, neînfrânați. Poate te ajută soția mea. Zi, soră, cum ar fi neînfrânați? Neînfrânați la băutură, la... Eu nu știu, nu? Nu, să nu dăm așa exemple, că e periculos. Zim un alt cuvânt, neînfrânați, cum ar fi? Nesătui. Nesătui. Nu sunteți de acord? Cei din sală? Ziceți-mi dumneavoastră, bărbații din sală. Că surorile... Nu poate frână. Fără control. Fără control. Fără control. Nestăpâniți, da? Bun, ar fi, da. Și mai un cuvânt și te las pe tine liniștit o bucată de vreme. Versetul 3 spune neîmblânziți. Asta ce ar fi? Surorile. Deci... Păi eu știu acum de ce au inspirație, că vorbim despre bărbați, nu? Deci bărbații sălbatici ar fi unii. Eu nu știu, vedeți, dumneavoastră râdeți, dar nu știu de ce râdeți. Sau poate că știu. Pentru că, vedeți, câteodată pasajul acesta din Scriptură se pare că n-are nimic cu viața de familie, nu? Noi îl citim, l-am învățat pe de rost, dar eu întreb... Auzi, soră, te-ai gândit vreodată? Apropo, fetele care ați auzit asta, sper să vă măritați. Nu că eu aș sta pe gânduri, dacă aș sta în bancă și ați auzit că băieții vor fi iubitori de bani, fără frână, sălbatici. A zice, băi, vreau să mă mărit, dar dacă prind un... Nu, păi întrebarea mea este prin rucere absurd. Dacă un sălbatic se însoară cu o sălbatică, la ce poți să te aștepți? Grădină zoologică, pe ce altceva?
numai la modul cinstit, nu dacă un sălbatic cu o sălbatică. Ce poate ieși de acolo? Vedeți, ziceți că viața de familie este ușoară. Și câteodată chiar ne mirăm că există probleme. Și mai punem, frate, dar ce conferință pentru familie, frate? Au să se pregătească tineretul pentru familie. Lasă, frate, adică ei sunt pregătiți din pântecele maicilor pentru familie, nu? Ce conferință? Ai citit vreo carte? Zic, frate, lasă-vă, frate, carte să se pregătească pentru viața de familie. Nu știu aici, dar în România știți pentru ce se pregătesc tinerii? Știți? Vă spun eu, pentru nuntă. Se adună bani de nuntă. Nu vă întreb cam cât costă o nuntă în bani. Se umblă 4 luni de zile pentru rochia de mireasă. Se rezervă restaurantul cu 1 an înainte. Se bagă bani în România. Nu contează că e restaurantul nou. Dacă sunt cumva fețele de masă puse de specialiști pe galben și ea vrea mov, frate, în dungi. Nu contează că mai costă 4.000 de euro. Schimbăm fețele de masă, schimbăm draperiile, schimbăm tot. Eu am zis, bă, ți le schimb eu pe calculator, dăm 100 de euro. Mov, te fac cu totul și pe tine. În paranteză, da. Pentru că ne interesează să iasă bine nunta. Consultăm pentru nuntă. Tu, cum o făcut la tine, filmăm la alții ca să fie un pic mai bine ca la ei, adică la mine ca la nimeni, în paranteză. Cine asta stabilește motoul la mine ca la nimeni, așa iasă. Eu am fost la multe nunți, da? Facem foarte mult pentru nuntă. Acum, știți care e surprinderea mea în România? Dar nu numai a mea, așa mirilor. Știți cam cât ține nunta? Câteva ore. Știți care e cea mai mare dorință a mirilor în ziua nunții? Mă, știți unii. N-am priceput, vă rog să mă credeți pe jumătate. N-am priceput, no, așa cum... De ce dorința mirilor e să se termine mai repede? Eu am crezut că dorința e binecuvântarea lui Dumnezeu. Frate, la nunta noastră, să se cânte 50 de cântări, 70 de poezii, să se pocăiască oameni, naiv, știi? Ei dorința e să se termine cât mai repede. Și întreb pe unul, dom'le, dar de ce? De ce s-ar grăbi mireasa să termine? Frate, zice, să numere banii, să vadă. Cum zice românul, it makes sense, adică are o logică. Bun, dar zic, ia să numere banii. Și el de ce s-ar grăbi? Frate, zice, să verifice dacă număra bine. Ne pregătim pentru nuntă, bani, inclusiv rugăciuni, post. Și eu nu zic că e rău. Numai că nu ne pregătim pentru viața de familie. Nunta se termină și începe viața reală. Și atunci visul s-a terminat, începe show-ul. Și prima sărbătoare pe care unii familiști o au în viața lor de familie. Știți care e? Schimbarea la față. Și atunci plângem, suspinăm. Eu am crezut că... Eu le spun, auzi, nu contează ce ai crezut-o, contează ce scrie în Biblie. Deci aș vrea să vă spun, fetelor, nu, n-aruncați la coș, la gunoi, cuvintele acestea, că în vremurile din urmă băieții vor fi. Dar, iertare, soră, că te-am ținut așa de mult, citește dumneata unde mă opresc eu, dă-i, te rog, microfonul sau ține-l aproape, cum vrei. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci femeile vor fi. Nu știi, știu eu, scrie acolo în Biblie. Deci femeile vor fi. De asta poți fi sigură că e inspirată asta. Femeile vor fi. Iubitori de sine. Nu iubitori de sine. Iubitoare de sine, iubitoare de bani, lăudăroase, trufașe, culitoare, neascultătoare de părinți, nemulțumitoare, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecate, clevetitoare, neînfrânate, neîmblânzite, neiubitoare de bine, vânzătoare, obraznice, îngânfate, iubitoare mai mult de plăceri decât iubitoare de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de femeile acestea. Noi am zice, ăștia însurați, amin. Dar dacă e pe certificatul nostru, cum se depărteze? Deci poți fi în situație, spune, bă, m-aș depărta de ele, dar am semnat. V-a plăcut, fraților, cum a citit sora, nu?
Vă dați seama că eu nu-mi permiteam să citesc așa ceva. Ați înțeles toate cuvintele de acolo? Da, da. Ce ați vrea, fraților, să vă explice, sora? Dumneavoastră, spre exemplu, pricepeți ce înseamnă clevetitoare. Încercați-ne. Da. Pică asemănătoare cu bârfa. Vorba rea. Vorba a vorbi rău. Deci, clevetitoare cu ciocănitoare n-are. Nu, să știți, eu vă recomand câteodată când mai citiți în Biblie, consultați și dicționarul. Că sunt multe cuvinte care poate nu le înțelegem. Și mai ales voi plecați de nu știu câți ani din țară, le mai încurcați cu italiană, dar s-ar putea unele cuvinte să fie mai interesante decât le citiți acolo, da? Crezi că există așa, din câte ai văzut, femei care iubesc mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu? Hm? Prin zona din aia în casă? Știi, frate, că ți-ai luat nevasta înțeleaptă. Și asta, nu? Da, da, bun. Domnul să vă binecuvinteze, lăsați microfoanele, păstrați scripturile. Ce vreau să vă spun? Nu mai pun întrebarea dacă dumneavoastră credeți că acest pasaj din Scriptură este inspirat. Și nu vă mai întreb dacă noi trăim vremurile din urmă. Ci vă întreb, noi ținem cont de ce spune cuvântul? Sau spune cuvântul, dar noi nu le băgăm în seamă. Acum, haideți să vă spun cum mi-ar place mie să cred. Epistola aceasta, cui este scrisă? Apostolul Pavel către Timotei. Cine era Timotei? Un păstor, un slujitor. Eu mi-am pus întrebarea, de ce se scrie aceasta în scrisoarea pentru un păstor? Că doar nu m-aș gândi că lucrurile acestea ar fi din biserică, fraților. Adică eu mă gândesc că bărbații aceștia și femeile acestea, unde sunt? În lume, nu al lui Hristos. Și atunci rațiunea mea era următoarea. Pavel știa că Timotei îi îndeamnă pe bărbați și pe surorile din biserică să facă evangelizare. Și vrea să-i atenționeze. Timotei spune la frați, frate, când te duci să faci evangelizare, și vecinul spune, nu-i păcat. Spune, auzi ce spune cuvântul. Dacă ești neînduplecat, dacă ești neînfrânat, dacă ești neiubitor de bine, dacă ești obraznic, dacă iubești mai mult pe Domnul decât plăcere, dacă ai doar o formă de evlavie, acestea sunt păcate și trebuie să te pocăiești de ele. Că ei vin cu lista, că n-am spart casa, că nu... Și Domnule, lasă-vă casa. Hai să citim noi lista asta care te duce în ea. Pe de altă parte m-am gândit, oare nu cumva apostolul Pavel vroia să spună creștinilor, frații mei, în timp ce faceți evangelizare cu lumea, aveți grijă nu cumva Duhul Lumii să vă prindă pe voi. Și nu cumva evangelizând clevetitoarele să deveniți voi clevetitoare. Și nu cumva, evangelizând oameni care sunt iubitori mai mult de plăceri, să ajungeți voi iubitori mai mult de plăceri. Acum e cert, cum ziceți voi, că dacă doi din ăștia se căsătoresc, viața de familie o să fie foarte interesantă. Pentru că, ascultați-mă, dacă un iubitor de bani se însoară cu o iubitoare de Dumnezeu, ce iese acolo? Dacă amândoi sunt iubitori de bani, iar îi vai de capul lor. Dacă amândoi sunt iubitori de plăceri, nu-i spune că e bine. Nu, pentru că plăcerea te amăgește, nu te satură niciodată. Și cine trăiește după plăcere, dacă nu mai are plăcere cu tine, găsește plăcere cu altul, stai liniștit. Și în alte lucruri. Dacă plăcerile, dacă banii, dacă toate acestea sunt scopul în sine, foarte repede ajungi un om ratat. Cum știți de ce am citit pasajul acesta? Nu vreau să predic din el. Așa spun predicatorii după jumătate de ceas, zice, frate, nu de aici predic. Și deja cred că sunteți terminați. Ce stai că nici nu a început, da? Deci asta e introducerea. Și ce am vrut să vă spun? Nevestelor, citiți acasă lista asta încă o dată și gândiți-vă la bărbatul vostru. Și dacă spuneți, frate, eu că am un bărbat, dar nu știu ce să mulțumesc Domnului pentru el. Eu îți dau prima idee. Dacă nu are toate calitățile astea, eu zic să mulțumești Domnului. Deci dacă nu le pot sublinia pe toate și zici că, măi, a meu numai jumătate are din astea, spune, Doamne, într-o lume în care oamenii sunt așa, mă bucur că a meu are numai jumătate.
Și spune și lui, măi, mă bucur de jumătatea asta și cu ajutorul Domnului vreau să o rezolvăm și pe cealaltă. Iar dacă unii sunteți un pic nemulțumiți de neveste, oricum n-aveți curajul să le spuneți, citiți lista și dacă nu împlinesc toate calitățile, totul spune, măi, e bine, slăvit să fie Domnul că putea fi și mai rău. Deci n-am de rezolvat 20 de probleme, am de rezolvat numai 10 și este nădejde, da? Tinerilor, asta este una din listele la care trebuie să vă uitați bine și să spuneți nu. Deci când îți faci lista cu ce trebuie să aibă fata și ce nu trebuie să aibă, sau băiatul, pe listă trebuie să fie cleveditor, nu, pârfitor, nu, cutare, nu, iubitoare de plăceri, nu, cutare, ți le scrie acolo și nu, 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 nu. Că dacă da, 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 raiul nu, nu, nu. Așa, vorbim deschis acum, ce să ne ascundem după dege, da? Eu, de fapt, mă gândeam eu la un mesaj, dar m-am gândit că am făcut odată greșeala în viață și asta e a doua oară, când într-o duminică la nuntă am predicat despre supunerea soțiilor și abia la următoarea duminică am predicat despre iubirea soților. A fost grav. Eu zic că de obicei astea trebuie rostite în același timp. Așa scrie și în Biblie, unul după altul versetele. Așa că, dacă n-ați uitat versetul, noi crezând că e un serviciu continuu, dimineața după masă, în după masa aceasta o să vorbesc ceva despre iubirea soților pentru soții, ca să le mângâiem dimineața cu supunerea. Știți unde ar fi un pasaj care vorbește de iubirea soților, surorilor? Că frații nu știu ce scrie undeva să le iubim. Bine, asta e treaba lor, da. Deci, soțiile, unde scrie ca soții să-și iubească soțiile? Pe ce faceți? Ajutorul potrivit. A, ziceți, nu ridicați mâna, că am trecut de... Efeseni, capitolul 5, la versetul 25. Mulțumim, o să ne-l afișeze. Acum, deja fac a doua greșeală, v-am spus, noi n-ar trebui să începem cu Efeseni, capitolul 5. Cu ce ar trebui să începem? Cu Efeseni? Ce capitol? Capitolul 1. Și dacă am începe cu Efeseni, capitolul 1... Am vedea următorul lucru. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții, adică către cei curați. Deci epistola aceasta, ca și altele, au de-a face cu cei care au fost curățiți de Domnul Iisus Hristos în sângele lor, în sângele Lui. Ei trăiau într-o lume murdară, dar au experimentat nașterea din nou, cum spuneam, erau sfințiți prin Hristos. Și le aduce aminte sfinților că noi trebuie, versetul 4, în El, Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, ne-a ales ca să fim curați, sfinți, și fără prihană înaintea Lui. Mereu ni se amintește, aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Apoi în capitolul 2 aduce aminte, voi erați morți în păcatele voastre, bunătatea lui Dumnezeu v-a salvat de acolo, se repetă mereu ce avem prin El, prin Harul lui Dumnezeu și o să sar la capitolul 4, chiar m-am gândit, ar fi atât de bine să vă citesc aici, să nu spun nimic. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați vrednic într-un chip de chemare pe care ați primit. O smerenie, blândețe, îngăduință, îndelungă răbdare, este un singur trup, un singur Domn, un singur Dumnezeu. Și apoi spune, El a dat pentru desăvârșirea sfinților până vom ajunge acolo unde trebuie să ajungem, starea de om mare ca și Hristos. Și după ce ne spune... Voi n-ați învățat așa pe Hristos și trebuie să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou și apoi foarte practic, să nu vă mințiți, cine fura să nu mai fure, niciun cuvânt stricat, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Capitolul 5. Urmați exemplul lui Dumnezeu. Toate acestea au de-a face cu viața curată pe care o trăim. Când sunt date toate aceste lucruri foarte practice, se ajunge apoi în capitolul 5 la bărbaților, iubiți-vă nevestele. Înainte se spune despre supunerea în Hristos, am tratat subiectul dimineață și acum se spune despre bărbaților, iubiți-vă nevestele și ni se spune bărbaților foarte clar. Dacă avem vreun semn de întrebare, dacă avem vreo nelămurire, apostolul spune, nu trebuie să ai nicio lămurire. Trebuie să-ți iubești nevasta exact așa cum și-a iubit Hristos biserica.
Deci pentru mine ca bărbat, ca soț, tema de casă este cum și-a iubit Hristos biserica. Învăț lucrul acesta sau îmi reamintesc ca apoi să știu să pun în practică teoria, exemplul lui Hristos, da? Ei, haideți să vă spun eu puțin cam cum văd eu lucrurile aici, care par foarte simple. Și o să iau cu următorul lucru. Hristos, Domnul, într-o zi a hotărât să-și ia o mireasă. E adevărat? Într-o zi, Hristos a hotărât să-și ia o mireasă. De ce a hotărât Hristos lucrul acesta? Păi sunt mai multe motive care ar putea fi puse. Unu, că Iisus Hristos avea nevoie de o mireasă. Un alt motiv ar fi că Iisus Hristos știa că o mireasă are nevoie de El. Și un alt motiv ar fi că împăratul a decis să facă nuntă fiului său. Acum, întrebarea este următoare. Cine a decis ca oamenii să fie salvați? Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie El. Amin. Și cuvântul ne spune, înainte de veșnicie, înainte să existăm noi, Dumnezeu Tatăl a hotărât să ne salveze. Mărit să fie Domnul. Amin. Deci mântuirea noastră, să știți că nu începe cu noi. Și mântuirea noastră nu începe pe Golgota și nici măcar la întruparea Fiului. Mântuirea noastră începe în veșnicii când Dumnezeu Tatăl spune, vor greși, dar vreau să-i salvez. Doamne, fi slăvit pentru aceasta. Amin. Tatăl spune, vreau să-i salvez. Și vreau să-i fac o mireasă Fiului. Ce spune Fiul? Amin? Sunt și eu de acord. Am o întrebare pentru băieți. Câți vreți să vă însurați? Slavă Domnului Iisus! Ridicați mâna în sus, da. Îmi spuneți și mie de ce vreți să vă însurați. Mai bine nu. Cei care v-ați însurat, îmi spuneți și mie de ce v-ați însurat. Mai bine nu. Mai bine nu, că unii zic că suntem în biserică și n-ar trebui, da? Acum, întrebarea mea este, v-ați însurat cumva pentru nevoile voastre? Că dacă e să urmezi modelul lui Hristos, știți care este întrebarea mea? De ce a avut Hristos nevoie când și-a luat mireasa? N-a avut cine să-l spere, n-a avut cine să-l calce, n-a avut cine... Păi fratele spune, el n-a avut nicio nevoie. El n-a luat decizia datorită nevoilor lui. El a luat decizia pentru că Tatăl i-a poruncit. De ce i-a poruncit Tatăl? Că ne-a văzut pe noi în mizeria din lume. Ne-a văzut morți în păcat, acolo unde eram. Și Tatălui s-a făcut milă de noi. Și Tatăl a spus, vreau să salvez lumea aceasta păcătoasă, vreau să-i dau o șansă, în consecință, aș vrea să te duci tu în lume să o salvezi. Deci din punctul acesta de vedere, bărbaților, Hristos nu s-a căsătorit, nu și-a luat logodnica. Nu s-a gândit la mireasă pentru că el avea nevoie. Un sfat care vi l-aș da fetelor, ar fi bine să mă ascultați, când un băiat pune ochii pe voi și vă mai coboară și Eminesciene și George Coșbuc, dacă vedeți că el zice că e foarte serios și are intenții serioase, riscați-vă într-o zi, nu seara, ziua. Riscați-vă într-o zi și spune, Ionuț, dacă prin reducere la absurd eu aș accepta să devin soția ta, ce intenționezi cu mine? Și dacă el spune, păi dragă, mașină de spălat, mașină de gătit, mașină de călcat, mașină de... Tu să spui, aleluia, Domnul te iubește mult. Numai ce am trecut pe la super și am văzut că-s la ofertă. Acolo este mașină de, mașină de... Hristos nu m-a făcut nici mașină, mama nu pentru asta m-a născut, tata nu pentru asta m-a crescut, Valea cu Domnul Iisus. Ar fi bine să vă riscați, bine nici voi băieții n-ar merita să stați în tăcere și să nu întrebați. Unul zice, frate, eu de întrebam, știu ce îmi răspundea. Bancomat. Deci la noi câtă vreme soția tastează și ea să ce trebuie, pace, liniște, tot tremur, dacă într-o zi nu mai iese nimic.
ce-o fi acolo, da? Deci, vedeți, noi când auzi pe câte unul, frate, mânsor, pentru că el vorbește numai de nevoile lui. Numai de nevoile lui. Haideți, dacă băieților, să începem modelul lui Hristos înainte de a ne cununa. Și modelul lui Hristos este, dacă dorim o mireasă, să nu dorim în primul rând pentru binele nostru. Să o dorim ca și Hristos pentru ceea ce îi putem oferi noi. Amin? V-ați dorit, fetele? Voi credeți că vorbesc science fiction, nu? Nu, eu vorbesc din Biblie, apropo. Acum, dați-mi voie să vă spun și vouă, fetelor, ceva. Eu cred că și voi aveți ochi și urechi. Și lumină de la Domnul. Nici voi nu vă căsătoriți legate la ochi. Întrebarea mea este, ți-ai dorit ca băiatul să-ți ofere multe? Întrebarea mea este, dacă nu l-a îmbogățit Hristos, ce să-ți ofere? Că zestrea de la tata și de la mama e tare sărăcuță. Adică e cu limitările ei. Și eu nu cred că un băiat care n-a fost îmbogățit de Hristos, adică născut din nou, în el să fie Duhul lui Dumnezeu, darul și tot ce trebuie, să fie Hristos în noi, pentru că aceasta este valoarea. Amin? Amin. Să caut și un astfel de băiat și să-l pun pe Messenger pe un astfel de băiat, nu pe ăla ce-și face coarne și-și pune un ID și zice că e a Domnului Iisus. Că te miri ce poate fi pe acolo, ar fi bine unii să vă uitați pe la poză și pe la altele, poate sărbătoriți voi schimbarea la față. Știți, când e vorba de berișorii voștri, nu de, și de nepoți, nu de copiii voștri. Deci, chiar am stat și m-am întrebat, oare chiar așa se pune problema? Sau mai concret, problema se pune, Hristos a luat o mireasă pentru că Dumnezeu Tatăl a decis să-și ia o mireasă? Adică și la capitolul acesta, Hristos ascultă de Tatăl? Nu vă supărați pe mine, sunt eu supărat un pic seara asta. Supărat am fost de săptămână, vezi, spune unii. Știți de ce supărat un pic? Pentru că, într-un fel, m-am săturat să aud aceleași lucruri. Nu-mi pare rău că le aud, dar îmi pare rău că le aud numai pe ele. Vin tineri, frate, ne căsătorim. Bun, slavă Domnului, de ce vă căsătoriți? M-am săturat să fiu singur. Doamne, când aud chestia asta, știți răspunsul meu. E clasic, cumpără-ți radio. Nu, da. Ascultă-mă pe mine, e mult mai ușor să întrețin un radio decât o nevastă. Unul a făcut greșeala, tu să nu faci asta. Zice, frate, îl pot și opri când trebuie. Ăla, îți dai seama că, da? Păi, frate, păi zic, băi, tu nu ești singur ca Adam. Că, frate, scrie în Scriptură. Zic, primul lucru acolo, Domnul a constatat. Nu Adam a zis, Doamne, mă simt singur. Ce Domnul Dumnezeu a zis nu este bine. Deci lasă-L pe Dumnezeu să zică ce-i bine și ce nu-i bine. Dar spun, tu nu ești singur ca El. Adam n-avea tată, n-avea mamă, n-avea prieten, n-avea biserică. Păi băi frate, El are 1000 pe Messenger, are nu știu câți pe Facebook, are tineri în biserică, are tineri în toată Italia, în România, are prieteni peste tot, are verișori, e dintr-o familie numeroasă, frate, eu singur. Păi singur că stai închis în cușcă atunci. Ieși afară din cușcă, du-te la biserică, du-te cu prieteni, laudă pe Domnul și nu mai e singur. Deci nu poți să spui ca Adam că e singur, el chiar n-avea pe nimeni. Da, păi atunci când ved ei că nu-i bună cu singurătatea, frate, ce să vă spun acum, să vă spun pe aia adevărată. Ne iubim, zice. Și ascultă-mă, frate, știi dumneata, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Evanghelia după Shakespeare, capitolul 7, versetul 19. Eu zic, bă, chiar chestia asta cu iubirea, mai da, mai da. Stau și mă uit la câte unul și zic, apropo, și unde o să vă iubiți? Păi, rămân așa blocat și zice, la ce vă referiți? Păi zic, vă iubiți. Și vreți să vă gândiți, da. Și unde o să vă iubiți? Păi nu s-o gândi la chestia asta. Știi, ei bani de chirie n-au, munca nu le place, cu părinții nu pot sta că fac alergie la sfaturi, știi, și toate... Ei nu și-au pus-o, ei se iubesc, bă, să vă iubiți, dar zic, în parc e interzis, iarna-i frig. Ei nu se gândesc la chestia asta. Vedeți, sunt niște lucruri care le aruncăm așa și nu vreau să intru eu în multe chestii din astea, le aruncăm așa. A, băi, frate, ce, noi am și verificat, am scos din pe internet, băi, frate, ce, am scos de pe internet niște chestionare, ce fel de înghețată îți place, roz, roz. A, frate, ce, am bifat-o, la fel ne place. La munte sau la mare, la munte ne-o ieși la amândoi.
Cum vă plac copiii să fie? Crescuți de bunici. Amândoi zice la fel, am răspuns. Adică niște... Ultima găselniță care am citit-o, eu sunt așa mai curios de felul meu. Când mă scăpați pe undeva, nu pot să nu mă uit, mai ales pe la cărți. Și când am fost în Republica Moldova, m-au culcat în camera fetei. Eu curios, că n-am fost fată niciodată. Mă, ce-o fi aici la fată? Bac, întorc cartea. Domne, o carte, în limba română, frumos, n-o pricep și eu, care tratată de unul după nu știu ce studii, carte groasuță. Să vă spun eu sumarul, dacă n-ați citit-o, și să nu vă pierdeți vremea. Cum să-l cunoști pe celălalt? Primul lucru foarte important, cum pune degetele unul peste altul? Așa sau așa? Băi, dar un capitol întreg tot îți explica că dacă pune așa, e așa, dacă pune așa, așa. Și aplica la viața de familie. Deci vrei să te însori, te uiți fata așa sau așa, așa. A doilea lucru era cum încrucișezi mâinile, dacă pui așa sau așa. Care e peste care, stânga sau dreapta? Un alt capitol. Și de aici, frate, cât scotea, am zis, băi, prins un tânăr din ăsta care nu-i încercat în scripturi și ăsta și dă, că el studiază de ani de zile, tu tot te uiți la Ionuț, așa? Dacă și are un tic nervos, e terminat, nu știu unde să-l încadrez, știi că asta e întrebarea lui. Eu zic, băi, așa, așa, eu cred că așa e cel mai bine. Și a treilea lucru foarte mare, ca să vedeți studiile, la ce ureche vorbești la telefon? Dacă vorbești la stânga sau la dreapta? M-am îngrozit citind cartea aceea. Zic, dom'le, poți găsi un tânăr care tot să stea, să fie atent și acum să urmărească ce-o făcut. Na? Păi dacă ca mine, eu vorbesc la telefon, depinde la ce mână apuc. Mai nou am simțit că mă doar un pic stânga, le mut pe dreapta. Acum nevasta ar putea divorța de mine dacă m-o luat după stânga, că poate zice după studiu, dacă m-o luat-o pe dreapta, m-o luat-o pe ulei, știi la... Ei, vii cu toate astea, frate documentat, știți ce nu prea aud eu? Nu prea aud să vină un băiat sau o fată să spună, frate, știi de ce ne căsătorim? Noi ne-am pocăit, ne-am predat viața lui Hristos. Hristos este stăpânul vieții noastre. El ne conduce în toate lucrurile. În umblarea noastră cu Dumnezeu, până acum a fost pasul acesta, acum Dumnezeu ne-a călăuzit, ne-a făcut cunoscut, prin sentimente, prin, știți, istoria e lungă, că noi doi trebuie să ne căsătorim. Vă mărturisim, ne place unul de altul, ne iubim, nu știu ce, dar dacă ne întreb care este motivul cel mare, noi vrem să ascultăm de Dumnezeu. El de mâine ne vrea căsătoriți. Și noi vrem să fim ascultători de Domnul și să ne căsătorim. N-aș avea nicio problemă dacă cineva ar spune, frate Iuga, știi ce mă însor? Grav de tot. Mi-am propus să mă însor numai la 34 de ani. Dar Domnul, așa mai face el figuri. Domnul, în loc să mă lasă să aștept până la 34 de ani, că eu am avut chestiile mele, întâi să zbor pe lună, Domnul a spus, eu nu-ți. Acum ai 25, da, ai mințele în cap, ai da, Doamne, ce, dar cu luna, lasă tu luna, ia-o pe Leana. Și apoi ajungi tu pe lună, e liniștit, da. Da. Tu poți să spui, Doamne, eu n-am vrut așa. Și Domnul spune, și cine ești tu? Ești robul meu, da. Bun, dacă ești robul meu, eu spun mai repede. Tu ce faci? Păi ascult, Doamne, dacă, ia că renunți la planurile mele, îi vedea. Altul poate să spună, frate, eu am vrut, gata, la 18 ani mă mărit. Domnul spune, și dacă eu vreau la 22? Păi nu, că Domnul nu poate spune, că El e stăpân. Dacă eu vreau și nu mai pot și ard, alții o ars pe cruce pentru Hristos, când nebunul de Nero a vrut să-și lumineze grădinile de destrăbălare, au pus creștini și i-au prins ca să aibă lumină. Și au fost oameni acolo care au murit și spunând Hristos e Domnul, nu mă leapă de El. Au murit acolo. Mie îmi cere Domnul să mai aștept 2 săptămâni. Frate, eu nu mai pot, Doamne, nu mai pot. Aș vrea și ca părinte și ca păstor să văd că se ridică o generație de tineri care spune, frate, pe lângă lucrurile care le auziți pe stradă și oriunde, mă căsătoresc din dragoste pentru Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu. Vreau să împlinesc voia Lui. Știți de ce și-a luat Hristos mireasă? Nu pentru că mireasa era bună. Mireasa lui Hristos nici măcar nu exista. Tatăl i-a spus, vrei mireasă în ascultare de mine? Eu vreau mireasă, vrei să mă asculți? Da. Te duci în lume și mori pentru ea ca să-i dai viață, că nu există mireasă.
Ea este o stricată, o destrăbălată, o nemernică, este moartă în păcat. Dacă vrei mireasă, și aceasta e voia mea, acum tu depinzi dacă asculți de mine sau nu, dacă vrei mireasă, te duci și plătești cu sângele tău pentru ea. Și fiul a spus: Tată, iată-mă, trimite-mă, vreau să fac voia ta, Dumnezeu. Acum vreau să vă spun un lucru, băieților. Aici ar trebui să fiți foarte atenți. Voi nu trebuie să vă duceți să o luați din moarte. Că știi care e binecuvântarea? Când Domnul și-a înviat mireasa lui, a înviat-o și pe a noastră. Amin? Amin? Și noi nu trebuie să mergem să o căutăm în gunoaie și în roșcove. Noi trebuie să ne căutăm mireasa în mireasa lui Hristos. Amin. Noi nu puteam aduce niciodată la viață. A avut-o, a dus-o Domnul pentru noi. Slăvit să fie El. Amin. Și le spun unor băieți, ascultați-mă băieți, aveți grijă, nu cumva în ziua judecății să aibă Osia un cuvânt de spus pentru voi. Știți că în ziua judecății vor fi martori. Și unii în ziua judecății, când vor vrea să aducă ei niște argumente, Domnul o să spună: stai numai un pic, Osia, vii un pic încoace. Și Osia o să spună: da, Doamne, vin. Spune-i tu la băiatul ăsta un pic povestea ta. Și Osia o să spună: Doamne, știi care e povestea mea, o știi bine, dar ți-o spun și ție, că a fost în Biblie. Am fost un băiat curat. Am fost un lucrător cu teamă de Dumnezeu. Și am dorit să mă întemeiez o familie. Și mi-am dorit o mireasă curată și sfântă. Mi-am dorit o fecioară. Mi-am dorit atâtea lucruri. N-am priceput niciodată până acum de ce a venit Dumnezeu la mine și a spus: Osea, vrei mireasă? Da. Du-te și te însoară cu o curvă. Eu cred că s-a blocat băiatul ăla. A spus: Doamne, eu aud bine, auzi bine. Nu știu cât de rugăciune o fi făcut el. Doamne, eu... Nu, auzi bine. Și știi ce o să spună Osea în ziua judecății? N-am priceput niciodată. Dar am ascultat de Dumnezeu. Mi-am călcat peste planuri, peste ambiții, peste mândrie, peste ce zic alții și am ascultat de Dumnezeu să mă întemeiez o viață de familie. Și ție ți-a fost greu, așa-i? A, ți-a fost foarte greu. Că pentru tine porunca Domnului a fost: nu du-te și ia o curvă. Porunca Domnului a fost: așteaptă o sfântă. Așteaptă o fată curată. Așteaptă o fată cu teamă de Dumnezeu. Așteaptă pe cineva din trupul lui Hristos. Doamne, eu nu pot să fac sacrificiul ăsta. Adică Osia poate să treacă peste orice, lăcrimând și plângând probabil, dar eu pentru un curat, pentru un băiat curat, sau, eu nu pot aștepta. Osia nu și-a dorit o astfel de căsătorie. Dar când Dumnezeu a spus: acesta e planul meu, plângând, eu sunt sigur că plângând, Osia a spus: Doamne, nu te înțeleg. Nu știu, vrei să mă blestemi, nu, iartă-mă, nu știu ce vrei cu mine, dar pentru că sunt robul tău, ascult. Cum să stau eu în cer cu Osea, că lui nu i-a fost greu să poarte greu și o spun: Doamne, mie mi-a fost foarte greu când mi-ai spus să umblu în curăție și să aștept pe cineva curat. Motivul principal pentru care Hristos a dorit o mireasă a fost ascultarea de Tatăl. Și acum, părinților, haideți să nu vorbim mai despre copii. Voi îi pregătiți copii pentru căsătorie. La ce vă gândiți? Numai la mobilă? La mașini? La o meserie? Îi învățați și să asculte de Dumnezeu în toate lucrurile? Îi creșteți pe copii spunând: dragul mami, îmi doresc să te măriți, să te însori și ascultă-mă, ca mamă aș vrea o fată așa, 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 ca tată aș vrea un băiat așa, așa, așa. Dar ascultă-mă, cea mai mare bucurie care o să o am vreodată o să fie în ziua când o să spui: tată, toată viața m-ai învățat să ascult de Dumnezeu. Știi ce fac acum? Ascult de Dumnezeu. Așa să te în fotoliu. Uite, stai aici cu mama și lasă-mi jumătate de oră să-ți spun cum m-a călăuzit Dumnezeu în direcția aceasta. Și dacă vezi că nu-i bine, sunt gata să mă îndrept. Dar dacă vei vedea că lucrul acesta vine de la Domnul, chiar dacă El vine de la sute de kilometri pe cămilă, tu să spui: de la Domnul vine lucrul acesta. Și pentru că suntem în Noul Testament, nu spuneți că în Vechiul Testament, de la Domnul vine, noi nu putem spune nici bine, nici rău. Eu spun: dacă de la Domnul vine, ce putem spune? Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Să spui: fata, eu am vrut să fii lângă mine, dar tu ascultă de Dumnezeu, că nu ești numai fiica mea, ești fiica lui în primul rând. Ești băiatul lui, slăvit să fie Domnul. Hristos își alege mireasa pentru că Tatăl decide și El ascultă. Hristos, v-am spus, vine în lume să dea viață miresei. Și foarte interesant.
Acum Hristos face un lucru foarte important. Decide cum va arăta mireasa lui. Decide cum va arăta mireasa lui. Și eu cred că este normal pentru un băiat să decidă cum va arăta mireasa lui. Dacă se inspiră din Hristos. Și el spune așa, fiul, știi cum va arăta mireasa mea? Ca să le placă la toți din lume. Nu? El spune, știu, Viorele, cum va arăta mireasa mea. Într-o zi mă voi duce înaintea Tatălui. Și mireasa mea în așa fel trebuie să arate că atunci când Tatăl o va vedea, să rămână încântat pentru veșnicie. Vedeți când se spune bărbaților, iubiți-vă nevestele, precum și-a iubit Hristos biserica, noi înțelegem fiecare ce ne taie capul. Și bărbații și femei. Am și eu o înțelegere. Știți cum înțeleg eu? Hristos n-ascultă toate mofturile bisericii. Hristos n-ascultă toate rugăciunile bisericii. Dar Hristos și-a propus un lucru pentru biserică. Nu contează cât lucrează, cât suspină, cât jefește. Când va ajunge mireasa acolo, Tatăl să fie încântat că ea este fără pată și fără riduri. Amin? Amin. Eu îmi imaginez, nu va fi așa. Dar dacă ar fi așa, știți cum aș vedea eu? Stă Tatăl pe tron și apare Fiul în odaia regală, da? Și lângă Fiul este cineva. Frumoasă, tânără, strălucitoare, atât de mult seamănă cu Fiul. Și dacă ar avea loc un dialog, și Tatăl spune, Fiule, cine-i prințesa aceasta? Și ce ar spune Fiul? Fără niciun pic de mândrie, Fiul ar spune, Tată, știi cine-i? Mireasa mea. Dar vreau să spun un lucru. Dacă nu mă duceam în lume, dacă nu plângeam pentru ea, dacă nu o răbdam, dacă nu o învățam în fiecare zi, dacă nu suspinam, dacă nu o mustram câteodată cu dragoste, dacă niciodată n-ajungea aici. Tu mi-ai dat harul să o am de mireasă și eu am folosit harul tău ca să o prezint înaintea ta așa cum este. Acum, dragii mei, dacă așa trebuie să ne iubim noi nevestele, eu nu spun că nu e important să luăm la neveste și fustițe și sândăluțe și buchete de flori și toate chestiile astea. E frumos dacă le putem face, că le ajută și sufletește și... Dar întrebarea mea, dacă le facem pe toate acestea și nu le ajutăm nimic spiritual? Dacă înaintea Tatălui n-ajung glorioase, frumoase, desăvârșite, ce-am făcut ca bărbați? Că modelul lui Hristos nu este iubește-ți nevasta împlinindu-i toate mofturile. Să fim sinceri, Hristos nu ne ascultă toate rugăciunile. Și noi ne bucurăm că nu ne ascultă uneori. Dorim și Hristos spune nu. Dar niciodată n-a renunțat la visul acesta. Înaintea Tatălui trebuie să fie curată și fără pată. Amin? Amin. O întrebare pentru soții. Care probabil iubiți și pantofi și cutare și că asta este în lumea asta. V-ați dori un bărbat care să vă ajute înaintea Domnului să străluciți mai tare ca soarele? Săracele, de ce nu ne provocați? Vreau să vă spun băieților un lucru. Cunosc un pic fetele. Sunt de mai multe categorii. Știți că sunt fete lângă voi și în altă parte care spun, frate Iuna, eu mi-aș dori așa ceva, dar mai crezi că există astfel de băieți? Și ce mi-a spus o fată? Frate Iuna, mă mărit cu primul care știe ce vrea. Ce m-am săturat de băieți. Cum vrei tu, iubire? Mergem undeva. Da, unde? Unde vrei tu? Ce mâncăm? Ce vrei tu? Sigur că pe moment le place. Dar ea se gândește, mă, mă mărit cu ăsta. Păi dacă ăsta-i mămălig acum, că te-l tăt cum vrei tu, cum vrei tu. Păi la ce iau? Să mai am un copil în plus pe lângă ea? Spune, frate, mi-aș dori să calc pe urmele unui bărbat. Mi-aș dori să fiu supus unui bărbat. Dar știi care e întrebarea lor? Mai găsesc unul care calcă pe urmele lui Hristos. Ce primul care vine și spune, fată, asta vreau, acolo mergem, asta mâncăm, drumul spre cer. Spun, mă, mă vrei? Da, slăvit să fie Domnul înainte. Măcar am găsit pe unul care știe direcția, știe ce vrea. După asta mai negociem. Dar măcar, acum știți care e durerea mea? Durerea mea e vis-a-vis de femei, dar nu pot să vă spun la chestia asta.
Cam din anii, să știți că asta nu e o chestie veche. Cam din anii 60 încoace, nu când m-am născut eu, că eu m-am născut în 62, de asta e mai... Cam din anii 60 încoace a pornit mișcarea feministă. Să ia amploare. Mișcarea feministă a încercat să demasculinizeze bărbatul. Adică, domne, n-ai voie ca bărbat, nici ca și copil. Nici ca și copil, uitați-vă la copii. Ai un băiat care mai ne-a sâmpărat, du-l la doctor, du-l la un psiholog mai nou, știi? Și știi ce o să-i dea? Niște medicamente care conțin hormoni feminini, chiar dacă nu spune. Pentru că băiatul, domne, n-are voie să fie băiat. Adică dacă el mai trage un șuș și mai sparge un geam. Domne, aberație nebune cu tare. Dă-i hormoni să-l faci ca o fetiță. Da. La bărbați, dacă bărbații sunt mai agitați, dă-i medicamente cu hormoni feminini. Dacă intră nevestele un pic în nu știu ce, îți dă un medicament cu hormoni masculini. Ca să fii taf, să fii tare pe piață, cu tare după șeta directoare, cu tare la... Dom'le, am ajuns într-o lume în care femeile încearcă să fie bărbați. Bărbații, pe parcursul a câta? 50 de ani, au devenit un fel de motofleți, iertați-mă că nu vorbesc de bărbații de aici, fie dragă cum vrei tu, fie dragă cum vrei tu, unde mere? Mere, unde? Ia-o la stânga, la stânga, la dreapta. Dar întrebarea mea, sunteți mulțumite, doamnelor? Bă, zic, ce bărbat ești, mă? Deci după ce a făcut din noi ce a vrut, a văzut că am ajuns o cârpă și acum ne dă premiu. Ești ca o cârpă, mă zice, nu ești în stare de nimic. Să rămână. După ce a făcut din mine ce a făcut, m-a feminizat, acum sunt ca o cârpă. Bine zice. Îmi pare rău că zice, eu te-am făcut cârpă, dar nu-i vina ei, vina mea că m-a lăsat, amin? Dar mai nu spun de vandalism, dragii mei, nu spun de nebun, nu spun de macho acela. Dar ascultați-mă, sunt niște lucruri masculine pe care Dumnezeu le-a lăsat în noi. Și pentru noi, bărbații, cel mai simplu, când ne întâlnim, să-i trag una după cap, zic, ceau, bă, ce faci? Dar nu fac așa cu fiica mea. Și nici fetele între ele. Dar pentru noi asta e un semn de dragoste. Eu când ne-am tras una, ai, frate, ce ai probleme cu psihicul? Nu, domne, suntem bărbați. Ascultați-mă, suntem bărbați și suntem normali. Amin? Amin. Și facem niște lucruri bărbătești și suntem normali. Acum, e foarte important când ești bărbat să știi ce înseamnă să fii bărbat din Scriptură și să te duci înainte. Și ascultă-mă, a fi bărbat înseamnă să știi că trebuie să-ți duci familia în cer. Amin? Amin. Păi nu contează că mai plânge ea, că se mai bucură, că mai nu știu ce. Frate, sfârșitul să fie glorios. Amin? Amin. Ei, bun, dacă pe parcurs, cum iau eu cazul lui Noe, că... Voi credeți că lui noi a fost ușor? 120 de ani. Eu n-aș vrea să fiu o secundă în sandalele lui. Să vă spun de ce, că atunci nu era legea sponsorizării. Dar nu credeți că au avut nu știu cât sponsor la corabie. Am văzut un film, apropo la filmele ce le dați la copiii voștri creștini. Păi frate, m-am luminat și eu. Păi nu i-a trebuit 120 de ani. Că știi cum a fost? Noi s-o culcat seara, până s-o trezit dimineața, toate lemnile erau la fața locului, pregătite și însemnate. El m-a trebuit să le pună împreună. Zic, mă, dar greu de cap a fost. 120 de ani numai să le pui împreună. Arată asta la copiști. Eu cred că zi de zi, noi o trebuie să lucreze. El și feciorii lui, și dacă o chema pe unul, spus, noi, eu vin, dar scoate eu, frate. Eu nu cred în nebuniile tale. Corabie, apă, minună. Eu vin să lucrez, bat cu el de lemn, bagă mare, dar ce-mi dai spor de rușine. Că nu vezi că toți râd de mine, lucruri la nebunul Noe. Acum, surorilor, nu știu dacă el ar fi fost nepotul lui Rockefeller. Dar eu, de multe ori m-am gândit, oare nu a avut eu discuție cu nevasta și nevasta, soție iubitoare, nu? Nici ea nu le-a înțeles pe toate, că nici noi nu înțelegea. Să spună, mă, bărbate, bă, n-am putea schimba Adida și la prunce. Adică se duc la școală, numai nu știți tot cu aia de la chinezești, de la bună. Și parcă văd cum se frângea inima lui noi, că doar și-a iubit copiii și zicea nevastă, Doamne, cum i-aș cumpăra? Dar mai îmi trebuie triscând. Și poate de multe ori trecea pe la magazin și vedea o rochiță, deja o vedea îmbrăcată pe nevastă, zicea, Doamne, bine asta. Tot să uita el, să intru, să nu intru, să intru. Nu știu că dacă intru, o cumpăr. Și mai îmi trebuie 4 scânduri. Partea frumoasă, dacă vreți. Eu cred că atunci când mergea acasă, rupea o floare de salcâm, spunea iubire, ți-aș fi adus mai mult, dar a fost a vecinului, da? Da? Un buchet de flori naturale de pe câmp, dragă, mai un pic de răbdare. Acum, surorilor, vreau un răspuns.
dacă noi își ducea nevasta de 4 ori pe lună în Hawaii și își ținea copiii super din toate punctele de vedere, nu ieșea laptopul pe... și el îl cumpăra, le lua toate, dar nu termina corabia. Își iubea nevasta și familia sau nu? Eu nu știu câtă răbdare a avut femeia aceea, dar mă bucur că a avut 120 de ani. Și dacă vreodată o plâns, și eu cred că o plâns, și o plâns și noi, și o discutat împreună, în ziua când a intrat în corabie și a văzut că se ridică valurile și toate doamnele alea firfizoane, cu Hawaii, cu nu știu ce, acum pluteau. Și ea era, cu cât era apa mai mare, cu atât era aia mai aproape de cer. Și poate că au venit copiii și au spus, tată, Doamne, de multe ori am fi vrut să jucăm și noi fotbal cu ea. Și tu ai spus, mă, bate și tu un pic în corabie, că nu mă descurc singur. Doamne, de multe ori am fi vrut să schimbăm nădragii, dar tată, îți mulțumesc că ai terminat corabia. Eu nu spun că dacă putem, hai să le facem pe toate. Dar nu să renunțăm la visul acela care îl are Hristos, să ne ducem familiile înaintea Lui curate și fără pată. Amin? Amin? Și să nu lipsească niciunul. Hristos a hotărât cum arată familia. Dar Hristos a spus, știi cum arată soția mea? Cum îi place tatălui? Acum, bărbaților, mai zic câteodată nevestele, zice, eu cu permisiunea soțului. Am o rugăminte, permisiunea soțului. Mai se găsește și câte unul, zice, frate, eu i-am poruncit să fie așa. Păi, frate, e bine că i-ai poruncit să fie așa. Adică dacă ea apar la biserică îmbrăcată mai nu știu cum, știi? Zice, bărbatul, nevasta trebuie să fie pe placul bărbatului. Păi fii acasă, în dormitor, pe placul bărbatului. La închinare, fii pe placul Domnului. Amin. Și dacă neapărat nevasta mai are niște figuri, frate, fii înțelept. Și permite-i tot ce îi permite Domnul. Acum să nu credeți că eu sunt chiar lovit așa cum. Eu cred foarte mult în eleganță. Dar și în decență. Astea două le-aș pune toate amândouă împreună, că așa spune Biblia. Și apropo, între eleganță și sex, eu fac mare diferență. Deci una e sexy și una e elegant. Decența, asta spune Biblia cu bună cuvință. Dacă nu vă mai scriu e-mail, vă mai spun eu, dacă nu vă pot spune bărbații sau alte. Hristos spune, tată, vrei mireasă și eu o vreau. Pe care o vrei? Pe asta o vrei? Pe asta o iau. O iau de acolo, îi dau viață, o ridic, plătesc pentru ea. Decid cum să fie. Și acum vine rândul bărbaților. Până acum nu a fost a voastră. După ce Hristos a decis cel mai înalt punctaj pentru mireasa Lui, știi ce a decis? Știi ce a făcut Hristos? După ce a decis, a spus, nouă rele, acum mă apuc de lucru. Eu am luat mireasa de acolo. Și vreau să o duc acolo. Dar ea singură n-ajunge în veac. Prin urmare, acum mă apuc eu să o ajut. Și am o întrebare, cam de cât timp lucrează Domnul cu mireasa Lui? De 2000 de ani. A terminat încă? Cu tine a terminat? Și te mir, frate, că într-un an de zile de la căsătorie n-ai reușit să o faci de sfârșit. Mai rar. Hristos lucrează în viața mea de 50 de ani și încă n-a terminat. Unii chiar ar vrea să-și pună câte o pancartă, știi? Ai răbdare, încă n-a terminat Hristos cu mine. Toți sunt în mâna olarului. Dar ascultă-mă, Hristos nu spune vreau nevasta mea să fie aici, nu nevastă. El spune, vreau nevasta mea să ajung acolo. Iubire, hai să te ajut. Vino să te ajut. Și aici se arată iubirea Lui. Nu cobor în standardele. Nu cobor în standardele. Ci muncind cât este nevoie să-și ducă mireasa unde trebuie să ajung. Acum ascultă-mă, dacă vrei să știi ce înseamnă să fii bărbat, îți dau una din definiții. Să pui mâna și să-ți ajungi nevasta. Dacă o ajuns la vasă, la spălat, n-am nicio problemă. O ajuns la călcat, n-am nicio problemă. Dar ascultă-mă, să nu crezi că asta te scuză să nu ajungi spiritual. În primul rând, tu ca și cap al familiei, trebuie să ai grijă de sufletul ei, de viața ei spirituală și de toate aceste lucruri. Eu cred că, în mod practic, dacă o ajut și la bucătărie, prinde bine și la suflet. Dar unii consideră că dacă ei fac niște chestii din astea, nu știu ce, vezi, Doamne, ce-a făcut el, babysitter, știi?
e suficient. Nu e suficient. Deci că fac una nu înseamnă că nu fac pe cealaltă. Mă-mi place că în România, nu știu cum e în Italia, mai nou, bărbații iau concediu paternal pentru creșterea copiilor. Sunt cam un stadion până la ora asta. Deci vă puteți imagina un stadion plin de bărbați care cresc copiii. Aș vrea să-i văd eu. Cred că se duc în parc, joacă cărți, puturoși, copilul doarme, plânge, vine nevasta, ia să vii și-l schimbă, știi? Mai, cred că sună, Hani, poți veni repede să-i dai biberonul. Cred că de multe ori, de puturoși ce sunt. Că ar trebui să spună iubire. Eu nu sunt mamă, eu te ajut ca tată, dar nu vezi că am o mână stângă și o mână stângă. Sunt capul familiei, eu mă duc la lucru, muncesc, câștig, mă rog, vin și tu ca mamă. Stai să fii și tu împlinită, că de asta te-a creat Dumnezeu să fii mamă, stai, eu te ajut, mă mai trezesc și eu noaptea, mai dorm și eu noaptea. Sunt lucruri care le putem face, dar nu tot schimbând lucrurile de dragul, nu știu ce, să nu iasă nimic. Să nu iasă nimic. Hristos niciodată n-a spus, auzi mireasă, las că iau eu locul tău. Uite, eu o să fiu mireasă, tu să fii mirele, să vedem cum o să fie figura asta. Hristos a spus, eu rămân mirele, eu rămân capul. Îți convine, nu-ți convine, eu voi lucra cu dragoste, dar ascultă-mă. Mi-a plăcut o chestie care a spus-o un frate, care a fost înșelat de alt frate, apropo. Băi, frate, zice, pe mine nu m-a înșelat mafioții, nu cu tare, m-a înșelat fratele, știi? Dar ce frate, eu că am luat o hotărâre, m-am bucurat de maturitatea lui, i-am spus, băi, nu banii contează. Tu nu vezi că te-o prins dracul în mreja lui? Tu ești fratele meu, eu nu mă las de tine, mă țin de gâtul tău până ajungem amândoi în rai. Am zis, băi, câtă maturitate. Frate, ce nu mă interesează banii ăștia, nu au fost puțini. Măi, cum l-a putut orbi satana? Dar în loc să-l înjure și să dea cu el că e lepădat, eu spus în față, omule, am fost prieteni, suntem frați, nu banii-s problema. Nu mă las de capul tău până amândoi nu-mi fi în rai înaintea lui Hristos. Păi dacă spui așa la un frate, ar trebui să-i spui la bărbat și la nevastă, să spui, iubire, eu nu mă las de tine. Plângem, ne bucurăm, ne pocnim, ne dăm cu castroanele, dar un lucru. În rai amândoi desăvârșiți, amin? Bine, fără castroane, nu trebuie neapărat, dar în cazul că nu, trebuie și cu macaroni, dă-i frate o dată cu macaroni, dar spală-l după asta, iubește-l și spui, din iubire pentru tine, că și Hristos ne mai atinge, dar raiul amândoi pe vecie, amin? Eu și casa mea vom sluji Domnului. Uitați chestia cu castroanele, da? Deci Hristos vrea mireasă pentru că vrea Tatăl mireasă. Hristos spune, mă duc să mor pentru mireasă. Noi nu trebuie să murim pentru ea, ne-a dat-o Domnul vie. Să nu mai căutăm în cimitir. Și aici iar m-am supărat un pic. Poate că mai nou o să înființăm un alt fel de cununii. Nu știu de ce unii din biserică nu găsesc frate, nicio fată bună în biserică, numai în lume. Ele din lume sunt mai pocăite decât pocăitele. Băieții au mofturile lor. Fetele, frate, zice, eu îi cunosc pe băieții în biserică, ăștia nu, zice, dar am găsit un filistean mai pocăit ca atâți pocăiți. Adică au găsit un mort mai viu ca vii. Ha. Acum, dacă nu-i pot lămuri nici cum aș spune, uite, eu vin fată să vă cunun, dam o dorință, hai să ținem cununia în cimitir. Nu, dar mi se pare normal dacă tot cununăm un mort cu un viu, să se simte și mortul în largul lui. Că eu cred că dacă un mort, un viu se unește cu mortul, nu mortul învie, ci ăla moare. Știți de ce aș vrea să-i cunun în cimitir? Că atunci când mă vor suna după 2-3 zile, că ascultați-mă, mortul, la început e putrat, frumos, machiat, arată bine, unii arată mai bine morți decât vii. Apropo, ceva-i mândrăi, soacra, știi, nă? Că atunci când mă sună după 2-3 zile să spună, frate Iuga, nu știu ce miros în casă la noi, o duhoare, să spun, măi, dar ce te miri? Unde ți-am ținut cununia? În cimitir, pe asta am vrut să-ți spun eu, dar n-ai priceput atunci. Mortul arată bine astăzi. Dar dacă nu-l îmbalsămezi ca pe faraon a doilea, mâine pute în relație. O să miroase urât. La tine în casă, nu la mine. Și o să spui, frate, nu suport mirosul, nu suport atitudinea. Păi ți-ai luat un mort! Că n-ai vrut să-ți iei viu pe care l-a înviat Hristos, care aduce aromă de la viață spre viață, ci unul care transmite de la moarte spre moarte. Să nu ne jucăm cu lucrurile acestea care noi considerăm că sunt simple. Noi când vorbim de oameni diferiți, vorbim de împărății diferite, de stăpâni diferiți. Și nu vedeți cum unii se prefac în îngeri de lumină? Păi eu stau și mă imaginez, bine că nu-mi imaginez multe, că nu vreau să intru la adâncimile satanei.
Dar poate că ar fi bine să le pricepem noi, să le spunem copiilor, altora. Unii nu se gândesc la următorul scenariu. Că vine diavolul la un băiat al lui și spune: Vasilică, acolo e drept, deci în lumea întunericului nu e har. Imediat ai la... Și duminică te duci la adunare. La adunare. Eu la adunare. Dar da, te duci la adunare, dar prima dată te duci așa. Vopțit, steagul României, ce fac eu în adunare? Ce faci în adunare? Te duci smerit. Te întâmplă cineva, vrea să-i dea afară, zici, aș putea și eu asculta aici cuvântul Domnului. Prima duminică te duci, asculți, mai cânti vă două cântări. A doua duminică te duci tuns, frumos. Îți pui și o cravată. Ceri și o carte de cântări. A treia duminică te faci că te predai. Peste 3 săptămâni te botezi că te-ai dus la cateheză. Păi nu, zice, nu te pocăiești. Cu pocăința n-ai tu treabă cu... Tu numai teatru. Și tu zici, înălțimea și întunecimea voastră, ce planuri ai? Lasă, zice că... Am, zice, o fată de pocăiți, cu nimeni n-am putut-o încurca. Dar cred că o încurc cu tine. Te duci, zice, faci toate figurile astea. Și după ce o iei de acolo, apoi spun eu ce să faci cu ea. Că tot a meu ești. S-ar putea să fie scenarii diabolice foarte puternice. Și atunci întrebarea mea este, eu am grijă să fiu un Hristos, să fiu ascultător de El? Mă asigur eu că persoana cu care vreau să încep o relație este fiica Fiului Dumnezeu născut autentic? Unul zice, frate, dar cum să-mi dau seama? Mă, mare taină. Deci încă o dată vă întreb, cum să-ți dai seama că unui fiu? Păi în prima zi eu cred că mă înșală. Deci eu cred că în prima zi dacă un mort stă, zic că doarme. Dar nu trebuie să mă însor în prima zi. Aștept 2, 3, 4, eu cred că după o săptămână îmi dau seama că e mort. Poate întreb alții, auzi, bună ăsta să face, nu zice, e mort de-a binele. A zice, buna nu știe. Păi până la urmă am zis, mă, dar ce e așa de simplu să întreb? Îmi zice unul, frate Iuga, cred că am făcut o mare greșeală. Ce greșeală ai făcut, mă? Și am început să discut cu o fată și zice, auzi ce, mi-a venit mie pe-n cap într-o zi, măi, o să fiu sincer cu fata și bucuros, zice, i-am spus odată cum m-am născut eu din nou, cum i-a transformat Dumnezeu viața și, păi ce, când am încheiat, m-am gândit să-i ofer și ei bucuria. Și am zis, la tine cum a fost? Mă, frate, ce-o pleca ca fulgerul nervos, o trântit ușa, ce cred că am greșit, așa? Zic, ce ai făcut? Ce nu trebuia să-mi întreb? Cred că s-o simți jignită. Mă, zic, mulțumește Domnului, zic, și noapte că o plecat. Alta întreabă, zice, dar ce e aia naștere din om? Una discuta cu altul și, dacă nu, zice, ce biserică vă place? Completează el, cea cu cărămidă roșie pe din afară. Tătai, păi dacă așa intri în relația de căsătorie, ascultă-mă, Hristos nu s-a însurat cu o moarte. Hristos a dat viață unei moarte și apoi o pregătește și apoi va fi nunta. Dar să vă spun un lucru, bărbaților. Știți că Iisus Hristos se bucură de biserica Lui nu numai în veșnicie? Știți că se bucură și acum? Amin. Ce învăț eu de la Iisus Hristos? Hristos n-așteaptă să fim desăvârșiți ca să se bucure de noi. Hristos are un plan pentru viața noastră și spune, anul acesta lucrez. Și încet, încet, până în ziua aceea. Ce vreau să vă spun? Domnul vrea să vă ajute să lucrați la sfințirea nevestelor, dar n-așteptați până-ți desăvârșite, că atunci e cam multișor. În timp ce lucrezi la frumusețea viitoare, bucură-te de ce e astăzi. Amin? Amin? Și spui, Doamne, prin harul Domnului, suntem în clasa 1, a 2, a 3, am făcut și cârliguțele, putem cânta o cântare, am învățat psalmul 23 în etapa noastră și tot ne ducem prin harul lui Hristos, ne îndreptăm spre ce trebuie. Acum o să pun surorilor întrebarea care am pus-o și dimineață. Oare Hristos cum și-ar exprima iubirea față de mireasă dacă mireasa nu s-ar lăsa iubită? Știți, Hristos își iubește mireasa. Și exact așa cum spuneți voi, iubirea nu-i doar în cuvinte, iubirea în acțiune. Dar întrebarea mea este dacă Hristos tot vrea să facă gesturi frumoase pentru mireasă și ea nici cum nu le primește, nu-i mulțumită, ce să mai facă Hristos?
că de multe ori când întreb pe bărbați ce să le spun nevestelor ca să vă fie mai ușor să le iubiți, că dacă lor le-am zis să fie mai ușor să vi se supună, da, să vă supuneți voi lor cum se comporte, știți ce spun mulți bărbați? Frate, ar fi bine dacă s-ar lăsa iubite. Deci noi nu mai știm ce să facem. Orice încercăm nu funcționează. Îi spun asta, a, asta nu iubire. Îi spun asta, asta nu iubire. Spun, mă, frate, spune-mi tu cum să te iubesc. Nu știu, dar asta nu iubire ce faci tu. Păi pe mine mă trec damblalele când discut cu tinerii, știi? Faci un program, nu, zice, frate, nu ne place, nu ne... Bă, ce vreți? Nu știu. Deci ce vă propun eu nu-i bine. Propuneți voi ceva, bă, nu știu. Bă, zic, ori voi, ori eu aveți o problemă, da? Dar nici ca soție nu poți să spui, dacă el spune... Dragoste, dar eu muncind pentru tine, pentru casă, nu mă arăt iubirea. Nu mă interesează. Bine, banii să vină, dar nu mă interesează. Dragă, m-am dus la plimbare cu copii. Nu mă interesează, asta nu iubire. Te-ai dus tu că ai vrut să iei aer curat. Am fost în parc, dacă ai vrut să vezi gâștile, nu din iubire pentru mine. Păi dragă, spune-mi ce să fac ca să-ți demonstrez că te iubesc. Nu știu, dar să-ți umble mintea că ești bea deștept. Adică, eu cred că dacă dumneavoastră aveți sugestii mai bune, să le spuneți. Dar am o rugăminte. Eu știu ce a spune. Auzi, citește mai mult Biblia și o să vezi de la Hristos cum să mă iubești. Pentru că până la urmă, tot modelul lui Hristos rămâne, da? Care când a trebuit să rabde, a răbdat, când a trebuit să mustre, a mustrat, când a trebuit să îndrepte, a îndreptat, când a trebuit să încurajeze, a încurajat și El care i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt și capăt a fost frumos. Din câte îmi dau eu seama, avem de lucru cam toți. Au de lucru tinerii care trebuie să știe ce este iubirea, cu cine să intre într-o relație și cum să iubească. Știți, băieților, care a fost secretul lui Hristos și care este? El și-a dat seama că singura modalitate de a duce mireasa unde trebuie și cum trebuie e să se facă una cu ea. Și s-a făcut una cu ea. Și a făcut din mireasă trupul său. Nu la întâmplare le spune bărbaților, așa să vă iubiți nevestele, exact ca pe trupurile voastre, ca pe voi înșivă. De aceea Scriptura de la început spune, dacă vrei, trebuie să te faci una cu celălalt. Să te desparți de tine, de alții, să te faci una cu celălalt. M-aș bucura să vă spun că viața de familie e cel mai simplu lucru de pe fața pământului. Nu vă pot spune că nu m-ați crede cei însurați. Le spun la cei căsătoriți, de multe ori nu mă bagă în seamă, să mă uită la mine ce săracul. Și să vezi eu când mă însor. În paranteză, cam așa am zis și eu. Și cam așa am zis toți, așa e, fraților. Când auzeam pe alții că au frământări, că bă, voi habar n-aveți, să vezi când ne însurăm noi. De când ne-am însurat noi, e mai interesant. Mai bine câte unul am zis, frate, te-am ascultat când eram necăsătorii la conferință. M-am uitat așa la matale ce spui. Și zic, acum ce te ascult că am însurat. Dar și acum te ascult altfel. Și îmi pare rău de ce n-am crezut atunci, că de asta sunt acum, că n-am crezut atunci. De asta sunt aici. Dragii mei, avem atâtea cazuri în Scriptură care ne arată că Dumnezeul nostru este Dumnezeul nu doar a primei șanse. Dumnezeul nostru este Dumnezeul și cu șansa a doua și a treia. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos discută cu Petru și Petru spune, Doamne, ascultă-mă, toată noaptea m-am trudit și am prins nimic. Și de ce îi spune asta? Că Domnul spune, aruncă-mi regele. Și Petru vrea să-i dea o explicație, să spună, Doamne, nu mă mai necăji. Eu sunt pescar de meserie, toată viața m-am trudit, am făcut ce știu mai bine, n-am prins nimic. Și în momentul ăla se luminează Petru. Și după ce spune, n-am spus nimic, și ce spune? Dar dacă tu spui, mai încerc o dată. Mai încerc o dată. Cum zici tu? Că până acum am făcut cum am știut eu. Am mai încercat o dată cu Iisus. Și mrejele au fost pline. Poate că sunt tineri în locul acesta care vor spune, Doamne, toată tinerețea am făcut ce am crezut eu că e bine. M-am considerat deștept, tot am încercat. Și acum am stat să număr. N-am prins nimic.
Tot ce am prins, s-o dus printre degete, am adunat într-o pungă spartă. În seara aceasta Domnul Iisus spune, mai arunc o dată, dar unde spun eu și cu mine. M-aș bucura să spui, Doamne, n-am prins nimic 22 de ani. Sau am prins mizerie. Mai fac un act de credință la cuvântul Tău, mă arunc eu înaintea Ta, prinde-mă Tu pe mine. Și va fi cea mai mare comoară. Poate trebuie să spui ca fată, poate ca mamă, poate ca părinte, poate ca bărbat. Spui, Doamne, de 20 de ani tot m-am chinuit, tot nu mi-a ieșit, dar mai fac o dată acum, dar o fac cu Tine. Hotărăsc din seara aceasta să fiu bărbatul ascultător de Tine, modelul meu să fie Hristos Domnul. Mă hotărăsc să studiez Scriptura, să mă uit la Fiul Tău, să văd ce înseamnă să fii bărbat în familie după modelul lumii. Și vreau, Doamne, să plătesc prețul. Tu plătești prețul pentru mine de 50 de ani, de 60 de ani, tot mă lucrez, tot ai răbdare, suspin pentru mine. Duhul suspină cu suspine negrăite. Mijlocește pentru noi, Doamne, vreau cu Tine să-mi ajut soția, să-mi ajut copiii. Când arunci unde zice Hristos, și cum zice Hristos, niciodată rejele nu sunt goale, ci sunt pline. Și că a venit unul la Domnul Iisus Hristos să-L vindece, și cred că Domnul vrea să ne dea un exemplu. Și că Domnul i-a pus pe ochi tare și apoi l-a întrebat, ce vezi? Și este răspunsul lui. Ce văd niște oameni, dar mi se par ca și copaci. Și Domnul spune, nu pleca, mai vin încă o dată. Și se mai atinge o dată de ochii lui. Ce vezi? Și ce spune el? Acum văd deslușit. Nu cumva ți se par unele ca și copaci așa, dinozauri? Cred că ai o singură șansă să te mai atingi o dată, Hristos. Să spui, Doamne, atâtea lucruri eu le văd. Eu nu spun că nu văd. Eu le văd deformate. Oamenii sunt copaci, problemele sunt munții, Doamne, tare, păcatele sunt micuțe de tot, Tu le vezi mari, eu le văd mici. Adică văd deformat. Spune în seara aceasta, Doamne, vrei să Te atingi încă o dată de ochii mei? Vrei să Te atingi încă o dată de inima mea? Vrei să Te atingi încă o dată de căsnicia mea? Vrei să Te atingi de copiii mei? Vrei să Te atingi de mine, Doamne? Să mă faci să văd bine, să aud bine. Să văd că nu există nimic mai valoros decât ceea ce ne pregătește în veșnicie. Să văd că nu există nicio cale mai bună decât calea curăției, a sfințeniei. Să văd că păcatul este păcat, mizeria este mizerie, că diavolul ne înșală atât de lesne și să văd că singurul care mă iubește și care merită închinare este Iisus Hristos. În seara aceasta, unii avem nevoie de pocăință. Unii vom veni cu mulțumire. Dar poate că unii avem nevoie de a doua atingere. Unii avem nevoie de a doua dedicare. Spui, Doamne, odată m-am dedicat Ție. Numai că Te-am lăsat să lucrez și n-am stat să lucrez până la capăt. Mai am încă o dată nevoie. Te rog, atinge-Te de viața mea. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și aș vrea să ne gândim fiecare la noi, la viața noastră, la prezent, la viitor, la greșelile noastre, cum vedem lucrurile. Și nu uita, Domnul te cheamă să arunci mreja încă o dată, dar acolo unde zice El, cu credință în ascultare, Domnul vrea să se atingă încă o dată de tine și de mine. Haideți să nu mergem acasă cum ne-au adus alții pe targă. Să nu mai mergem gârboviți cu mâna uscată, să mergem acasă pe picioarele noastre. Amin. Și dacă cineva te întreabă cum ești, să spui prin harul lui Dumnezeu, într-o lume murdară eu sunt curat. Este harul lui Hristos care locuiește în mine. Amin. Și dacă te întrebi unde te duci, să spui vin din mizeria lumii, dar mă duc înspre slavă și glorie veșnică, pentru că m-am întâlnit cu Hristos, m-am predat lui Hristos și am hotărât să rămân cu Hristos. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu în rugăciune.